Bună dimineața, copii! Astăzi lecție deschisă, nu așa? tanti doamna profesoară Ursula, a făcut o vizită, așa cum fac toate dirigintele, da, la familia cu probleme. Părinții se bat și odată, prinde vânătăi, asta este, și de aia vin câteodată diriginții în vizită la copii. Să vadă cumva în ce, de, de, ce nu merge la școală copilul, de ce nu-și face temele, de ce e trist, de ce plânge cu sughițuri în pauze când se uită la ceilalți copii care se joacă frumos. Dar și-a venit tanti doamna dirigintă Ursula să vadă cei pe la clasa noastră. Așa că, dragi copii, S-au uh, pus părinții pe treabă, nu-și vorbesc, da? dar nu și-au mai dat în gură, și-au făcut cu fard vânătăile, au uh, uh, pus un vin pe masă, au uh, pus ceva la cuptor, o bucată de os miroase a carne în casă, da? o vopsi frumos poarta, nu așa? E adevărat că o uitat să, să, să um, repare stricăciunile pe care le-au făcut când o dat cu farfurile unul după altul, când s-o dat cu capul de pereți unul pe altul, da, a urmat și priza aia, vai de capul ei și o zis, doamna dirigintă, bine ați venit! F au stat părinții așa cumva despărțiți, dar impresia a fost cât de cât bună, au putut să-și facă o poză. No, cu doamna dirigintă care a venit să vadă, no, cum sunteți? Știți, v-am adus ajutoare de la, că am intrat în Uniunea Europeană toată clasa și v-am adus niște ajutoare, niște bănuți, mai faceți și voi, nu știu, mai faceți un pic de căldură în casă, mai luați o, o carte copiilor, nu, no, chestii de astea de, de școală. Da? Și um, părinții încă au rămas certați, se, în clasă mai sunt câțiva de ăștia din familia asta turbată, da? care încă își mai dă pumni. Doamna a plecat, dar printre dinți copiii din familie și părinții din familie, care sunt de mulți ani așa încrâncenați și se uită urât unul la altul, nici nu știu de ce s-au mai luat, așteaptă să plece doamna Ursula și să-și dea în gură. Da? Doamna dirigintă pleacă, pentru că are treabă, trebuie să facă treabă pe acolo, pe la cancelaria aia numită, sau cum se numește, Comisia Europeană. Și scandalurile în casă continuă, Copiii vor merge la școală și tic și Nu se știe dacă banii ăștia vor putea fi cheltuiți pentru, pentru, cărți, pentru caiete, pentru gumă de șters, pentru stilouri, pentru mai știu eu ce. Cert este un singur lucru. Părinții își dau iar în gură. Da? Adică <coughs> părintele numărul unu, ca să luăm într-o în, într, -o, într -o ipostază socialistă, da? Spune, lasă că vezi tu, o săptămână mai stai și după azi dau în gură, da? o săptămână. Iară săraca, săraca coaliție o ia în barbă, da? Ăsta este Marceluș. Marceluș s-a supărat foarte tare, da? S-a supărat foarte tare și o zis la Florinel, îți dau o în gură, într-o săptămână te da? Dincolo, în dormitorul ăla la alt, acolo stau Cumva ciudat s-au băgat doi într-un pat, doi într-un dormitor, și Dănuț și Dacian. Și Dănuț dintr-o dată o, o sărit la uh, colegului de cameră sau de pat de deci ce-o deci fi de dormitor, uh, Dacian. A tu că, uite, umbli cu manipulări și vrei să te împaci cu Florinel și acum i-am spus la Florinel că dacă îl prindem acolo la cișmea, îi dăm în gură. Da? Dacian, săracul, no, dar când am spus chestia asta? nu contează când ai spus, contează ce cred eu că am auzit, da? Adică mai facem un scandal, ne batem cu perne și după aia ne dăm și în gură, iau laptopul și îți dau peste cap. Dacă noi suntem aia mai, 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 premianți în clasă, mai, mai dox, mai cu carieră proprie, da? Georgel, pe de altă parte, are niște pretendea din, din, fundul grei, mai de la periferie, mai deferentari, și au zis, bă, eu îi chem pe ăștia la București, mâncă cu sufletul. Fii atent că îi chem aici, în fața căsă, da? Și o să vezi tu că ăștia de aia care vin de sub pământ, cu mineri, cu chestii de alea, copiii ai părinților care acum nu știu câți ani <coughs> au făcut praf școala și universitatea -o, au făcut-o praf, da? Și au găsit, nu știu ce, dolari și, și xeroxuri, da? O zis că e mașină de tipării bani pe acolo, pe la sediul PNC-ului, vă amintiți, da? și ăștia sunt crescuți în, 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 ăștia, numai la coso merg și o dat cu pumnul în urs. Da? Și George ar face un fel de mineriadă. Nu știe dacă iese, nu iese, că acum mai nou la poarta școlii e o grămadă de poliție. Da? Mașini de poliție, ca la Cluj, mi-a dus azi dimineața copiii la școală. Bă, fiecare, la fiecare școală în față era mașina de poliție, erau autobuzele alea super moderne, da, suedeze, foarte faine, electrice, duceau pe ceilalți copii la școală. Georgeel parcă ar vrea să facă în fața școlii o mineriadă, ce atâta civilizație, lasă-mă că le dăm în gură. Bun. Hunor, el e minoritar la secția maghiară, acolo nu prea sunt probleme pentru că acolo copiii și profesori, profesorii și copiii, se înțeleg unul cu altul și când merg în cancelare zic, ok, cine face cafea astăzi? Pe păi dacă o faci tu măi Marceluș, îmi dai și mie, dacă o faci tu măi Florin, îmi dai și mie. Eu vreau să beau cafea de la amândoi. Știi? Că voi, voi românii aveți un proverb foarte fain, mielul blând suge de la două oi. Problema fundamentală e că oile alea nu cumva să fie berbeci. Că atunci se complică treaba. Bun. Cine a mai rămas în clasă? Oare cine a mai rămas în clasă? Mai sunt niște minorități, de alea nu se bagă, alea stau cu minți vreo 16 minorități, dar copiii veniți uh, ca să facă o clasă, știi cum se făceau la, la țară, cu 1-4 într-o clasă. Da? Într-o clasă era și de clasa întâi și în aceeași clasă era și de clasa 4, așa pe profesorul nu avea decât să-și înghite creta, să își mânce buretele de ciudă, el trebuia să predea 4 ani într-unul, 4 ani într-o singură clasă, era o nebunie. Bun, Acum, sigur că există și domn director de la școală. Domn director de la școală, care a venit și a zis, băi băieți, eu mi-am mutat biroul, că nu stau în cancelarie cu voi, da? cu populimea. Mi l-am mutat la Cotroceni, în palat. Da? Eu sunt director. Și după ce eu manevrat pe ăștia să bată cu pernele prin cancelarie, eu zis, băi, trebuie să, să vedem cum facem, că mulți copii au venit fără carnetul de vaccinare. Și l-au luat pe Florinel, dar la Florinel nu i-a zis, bă, vezi că tu ai fost șeful campaniei de vaccinare în clasa noastră, în școala noastră. O zis doar că trebuie revizuită, el îi prete cu Florinel, mă înțelegi? Trebuie revizuită chestia asta cu campania, că nu înțeleg de ce ăia din clasa paralelă, de aia danezii, da? ăia au vaccinați și noi nu suntem vaccinați. Oare de ce? Sigur că, ca la orice clasă, ca la orice școală, sunt pe perestă felul de poze de la cu voievoz, cu gara veche, cu școala veche, cu eroi locali, cu tot felul de chestii, cu copii care spun poezii patriotice. Eu am găsit altă, altă, poză de pe vremuri, un liceu piarist din Timișoara și dacă te uiți la poza asta îți dai seama după arhitectură ca ce însemnătate avea pe vremuri educația. Da? Adică, băi, acolo când se făcea o școală, nu se făcea un fel de cup și trânteai niște termopane, băgai niște calorifere și la revedere. Nu. Adică, atunci când intrai la un astfel de liceu, vezi poza, păi ăla era un palat în sine, arată mai fain decât, decât Cotroceniu. Da, e liceu piarist din Timișoara. E un monument istoric, nu ca arhitectură, deși și ca arhitectură este la Tribișoara are cele mai multe clădiri de patrimoniu din România asta, da? probabil mai multe decât România la un loc, vreo 14.000, dar este și un monument al, al cum să zic, al mentalității. Da? Uite ce însemna altă dată educația. Da, acum nu mai discutăm, acum luăm niște fonduri europene, lipim niște polistiren pe niște cărămizi și zicem, nu, adun niște termopane repede, că am făcut o școală. Bun. Între timp, în curtea școlii e cam dezastru. Nimeni nu-i întreabă pe niște copii de ăștia care au rămas așa, dar chiar copii mai necăjiți, mă, dar voi ce faceți în curtea școlii? Că nu intră nici la ore, abandonul școlar în școala noastră este nenorocire, cel mai, cel mai, mare grad de abandon școlar din toată Uniunea asta europeană, da? din toată din tot lanțul ăsta de licee, da? Și vezi cu tristețe copii care își vând jucăriile pentru ca familia să poată plăti facturile. Și aici deja discutăm extrem de serios. Când vezi o astfel de fotografie și o astfel de știre, că șase frați, că mama e bolnavă, tata lucrează cu ziua și eu mi-am scos jucăriile afară, pe trotuar, poate cumpără cineva cu un leu, cu doi, cu cinci, că mama, trebuie să plătim factura la curent. Te încearcă un sentiment oarecum să-i zic, anti în niciun caz. Parcă anti-r-r-r omânesc. Romanismul ăsta extraordinar de spoială prin care noi vopsim, așa cum ai văzut, când vin mari oameni politici la noi, vopsim bordurile, le facem frumos, îi așezăm în merțane, le dăm o masă, comandăm vită de cobe, adică bă, să ne înălțăm și noi la, 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 nivelul nu știu care, da? când de fapt în jos te uiți și vezi copii care își ju în jucăriile. Copii care ju în jucăriile mi se pare că suntem un fel de românistan. Și peste știrea asta noi nu avem voie să trecem. Știi de ce nu avem voie să, să trecem? Că dacă treci peste tristețile astea, dacă le ascunzi sub preș, îți bași loc de tot ce înseamnă țara asta. Mă uitam la un mesaj trimis de un domn din Anglia, care spune, domnule, problema fundamentală e că la noi incompetențe ăștia din politică privesc pe termen scurt totul. Uite, eu sunt în Anglia, am făcut două universități în România, acum la 50 ceva de ani m-am înscris la a treia universitate și statul englez vine și îți dă un credit extrem de avantajos. Uite, mă, învață, învață, învață. Formula aia lui Lenin, puneți ghirimele sau două puncte și o paranteză să ne râdem, da? învățați, învățați și învățați, da? se aplică nu în România, care a rămas leninistă la căpățână, se aplică peste tot în lume, nu e lui Lenin, e în Talmud, dacă vrei să iei așa, și acolo statul englez investește în fiecare om, de ce? Pentru că resursa umană este cea mai importantă resursă pe care o po poate avea o țară sau un popor. Noi am rămas la resursele de schimbă-priza, să ne dea aia din Uniunea Europeană 29 de miliarde, să vedem cum o face, Dă-ne banii, vei, ce bine, pare că primim banii acum în noiembrie sau în decembrie, și ce faci cu bănuția, tată? Pentru că bănuția nu-ți vin numai ca să asfaltezi, bănuția vin pe reforme structurale. Da? Și am văzut la Dorușu Șupeală, o să vină, sper cât de curând, ca să povestim despre cartea lui, o carte fenomenală, da? Despre managementul binelui sau felul în care binele manageriază economia este o mutație extraordinară. Da? Asta e o paranteză. Da, am văzut la Domne, știți că pe uh, observație, știți că pe factur nu mai trebuie ștampilă, nu mai trebuie semnătură, se dau electronic, dar dacă vrei să îți faci un ordin de deplasare, nu e valabil dacă nu pui ștampila ca pe vremuri, cum era în delegație, te trimitea cea cu la reciclare, să pui ștampila de la destinație. Adică noi facem totul cu jumătăți de măsură, ceea ce este extrem de trist. Pentru că nu poți merge, poți să ai un Ferrari, poți să, vrei, poți să ai ce vrei tu. Dar bă, suntem ca ăia care și-au luat Ferrari de la PNRR și merg la benzinărie și își bagă de 30 de lei benzină. Și gripează motorul și nu schimbă uleiul și vai de capul lor. Înțelegi? Despre asta este vorba în societatea românească. Și când le spun toate astea, eu nu le spun ca să, nu știu, să jignesc sau să dau de pereți o țară. Eu le spun pentru că se întâmplă lucruri despre care musai să, să vorbim dacă vrem să se repare într-adevăr. Dacă tăcem toți, dacă ne înghițim limba, o să rămânem încă 2050 de ani, vorba lui Ceaușescu cu Burevista, da? în aceeași situațiune, da? în același catalog al repetenților, da? în aceeași familie în care părinții își dau un cap și copiii pe sumasă își dau la joale. Pentru că așa suntem învățați noi. Când nu pui mâna pe carte, arăți pumnul și faci revoluții. Nu revoluții, revoluții. V-am pupat să aveți o zi bună. Atâta cât se poate.